Mii de ucraineni îngenunchiați în fața convoaielor ce aduceau soldații uciși acasă. Aceștia au fost duși în localitățile natale. Oamenii au ieșit să le aducă un ultim omagiu cu lacrimi în ochi și cu lumânări. Mai multe decât atât au îngenunchiat în fața convoiului cu sicrie. Sute de ucraineni au îngenunchiat în fața convoaielor care au adus acasă trupurile neînsuflețite ale soldaților uciși. Peste 7.000 de soldați au fost uciși în mai puțin de trei săptămâni de lupte, potrivit unei estimări conservatoare a serviciilor secrete americane, scrie New York Times. De asemenea, sâmbătă, 19 martie, biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat că cel puțin 847 de civili au fost uciși și alți 1.399 de răniți în Ucraina de la începerea conflictului militar până la 18 martie, transmite agenția. Majoritatea victimelor s-au înregistrat în explozii cauzate de artileria grea și de sisteme lansatoare de rachete și în lovire aeriene. Autoritățile municipale din Kiev au afirmat sâmbătă că 228 de civili, printre care patru copii, au fost uciși în capitala ucraineană de la începerea invaziei militare ruse. Alte 912 persoane au fost rănite potrivit unui comunicat al primăriei Kievului. De la începutul invaziei, circa 190.000 de civili au fost evacuați prin coridoarele umanitare. Mariupol a fost una dintre cele mai dificile zone pentru accesul ajutorului umanitar și pentru evacuarea populației.